Foarte multă ceață în dimineața asta, dar nu e o problemă. Să luăm tot ce reușim de pe aici și pe aia ne întoarcem acasă. Din nou puteți vedeți persoana fără cap. Aici o vedeți chiar foarte clar că n-are cap. Probabil nu l-au făcut încă. Dar nu e o problemă. What? Scoate-mă toporul. Așa. Am să mă întorc. Am văzut prin comentarii că mi-ați spus că există într-adevăr scări. Nu le-am observat, sincer să zic. Dar mulțumesc că mi-ați spus. Apreciez tot timpul când îmi mai dați sfaturi în comentarii. Le citesc pe toate, să știți. Ok, ia să vedem. Building. Asta e custom building stairs și platform. Dar trebuia să dai aici, știi? Trebuia să dai pe astea. Dar nu mi-am dat seama că poți să dai pagina la o categorie. Hai să mergem, că și aici sunt chestii bune pe barca asta. Sunt, de obicei găsești pastile și tot felul de chestii de genul ăsta, așa că hai să mergem să le luăm. Ce ar fi tare ar fi dacă ar putea să fie random. Adică toate itemele din joc să fie random. Așa eu știu deja ce o să găsesc aici. Booze, flare-urile astea tot timpul sunt aici. Și uite, snack-uri la greu. Știam că sunt și pastile pe aici, dar nu mai știu exact... Ce naiba sale? Habar n-am ce-am luat de acolo. Mori, mă! Pescăruș. Ar fi foarte tare dacă ai putea să iei barca asta și să te plimbi cu ea. Și ar fi și mai tare dacă ai putea să-ți faci o barcă. Că... Oh, what the fuck, m-am băguit în apă. Dacă vă uitați pe asta... Aici e small raft și houseboat. Deci dacă ai putea să le faci pe astea și să... Gândiți-vă un pic, houseboat. Deci îți faci o casă plutitoare, practic. O casă care plutește. Cât de tare ar fi chestia asta? Au, și niște bănuți pe aici. Interesant. Niște broaște țestoase. Nu poți să faci nimic cu ele momentan. Adică poți să le omori, dar de ce le-ai omoră, nu știu. Nu-ți dau absolut niciun beneficiu. Vreau să sparg asta. Mai am loc de... am loc de snack-uri destul. Luăm tot ce avem pe aici. E bine de știut că aici sunt o tonă de valize. Uite și tu câte valize sunt, what the fuck. Deci în partea asta... Ia stai mă așa. Ca să țin minte unde e, pun un hunting shelter aici. Și mi-arată ciocanul ăla. Și de acum știm exact unde e o tonă de mâncare. Când dau load la joc, putem să revin aici și să iau o tonă de mâncare că am nevoie. În felul ăsta nu o să mai mor de foame niciodată. Așa, ia stai așa. Încă una mai vreau și pe aia plecăm. Așa. Ia să mergem noi. Bun, trebuie să mergem direct prin pădure. Destul de periculos. Dar o să ne facem curaj. Aia n-a mers. Am crezut că merge cu buz să... Bei să-ți dea energie. Cred că merge înainte, da? Să mergem, sperăm să nu ne întâlnim cu ăștia pe aici. Am snack-uri la greu. Cred că și 5 snack-uri acolo. Da, să... Oh, și-am găsit și bățul magic. Și-am găsit și pe ăștia magici. I-am găsit și pe ăștia magici care mă urmăresc. V-am zis că e periculos prin pădure la ora asta. Bag un snack de ăsta ca să-ți dea energie, să poți să fugi. Holy fuck, ce urât fac ăștia. Mai ceva ca niște zombi. Nici zombii nu fac așa urât, frate. Oh, shit. Îi aud pe aia în spate. Băi, cel mai aiurea, cel mai aiurea senzație e să te urmărească cineva și nu... Oh, ce m-a speriat ăsta să-mi bag picioare. Oh,
nu mă mai uit în spate, nu mă mai uit în spate. Bă, ce m-ați speriat, nu știu, voi v-ați speriat la faza asta? What the fuck? Shit. Nu mă așteptam să fie chiar în fața mea așa. Ne întoarcem la fortăreață. Dacă el capturăm pe vreunul, dacă se mai întoarce încoace. Ceva mi-a dat o idee în comentarii. Dă drumul la FG. Să pun un foc exact aici. Și e o idee bună, pentru că eu pot să mă urc în bază pe aici. Uite, mă urc așa. Merge? Știam că merge. Vezi ceva de genul. Bine, e mai greu să te urci. Ia să vedem. Ia stai să văd din afară. În principiu, ideea e bună. Uite, vezi, pot să mă urc de afară. Și nu trebuie să mă urc pe aici, neapărat. Problema e că nu prea poți să mă urc din prima, ia. Vezi? Și dacă vin și mă urmăresc ăștia, e destul de iurea fază. Dar pot să fac și ideea mea cu baza secundară. Care, pe care pot să o plasez aici în spate. O să vedem. Ia să vedem noi aici. Storage, custom building. Bă, mai avem... Na, vezi? Da, deci am log holder-ul, dar toate logurile pe care le aveam au dispărut când am dat load. A, destul de iurea. Dar, hai să facem noi... Uite mă, uite, stairs, foarte faine. Astea-s chiar stairs, adică nu... 5 bușteni și platformă. Platformă, hai să facem... ceva de genul ăsta. Și pentru platformă avem nevoie de... de bețe? Atâta? M-aș fi așteptat la mai mult. Se face noapte sau mi se pare mie? Ah, fuck. Da, cineva zicea în comentarii, zice... plouă cam mult. Da, sunt de acord. Plouă cam non-stop în pădurea asta. Și din păcate ploaia chiar te afectează. Nu-i ca în alte jocuri unde ploaia e doar o chestie vizuală. Ploaia chiar te afectează. Am crezut că e un copac întreg, dar era unul ciuplit. Mai ales că dacă te bazezi pe foc ca să-i bazi pe canibalii ăștia, ești destul de fucked când dă ploaia. Deja mi-a stins focul ăla. Două bucăți. Să ne întoarcem. Așa. Asta și cu ăsta alt. Ați văzut aia? What the fuck? Ok, a luat niște fulgere, dar cred că nu sunt terminate sau ceva, că arată ca niște fulgere de Minecraft sau ceva. Dar e ciudat că aici vin, exact în zona asta. Aici au venit întotdeauna. Deci noi că am venit eu aici sau ceva, aici au fost fulgerile astea întotdeauna, dar e destul de interesant oricum. Să mă trezesc cu canibalii aia în curând și dacă ține ploaia asta foarte mult, destul de iure. The fuck, de ce am... Iar a dispărut bățul. Sunt bețe pe jos, dar nu bățul meu. Ăla magic. Nașpa când se întâmplă chestia asta, că trebuie să mă trebuie să fac cu toporul. Și cu toporul e mult mai dificil. Merge și cu toporul, știi, dar cu bățul meu magic parcă mergea mai bine. Încă o dată a fulgerat. Acum întrebarea este, am destule bețe să-mi fac și platforma. Nu știu dacă am destule bețe, hai să vedem. A început să-mi fie frig. Asta nu e un semn foarte bun și o să încep să... Ah, fuck. Hai, vino încoace. Încoace. Așa. Ai văzut că știi? Da. L-am prins pe ăla în capcană.
Aha, ai nevoie și de 5 logs. Ok, m-am prins acum. Deci 5 logs și de alalalte. Ok. Așa, prindem tot pe aici. Să știi, mă, că sunt acasă. Ok, încă 5 logs mai am nevoie pentru ăsta și îl facem. Ce ciudate sunt fulgerile astea. A, uite-l pe ăsta. Ce faci? Ce faci acolo? Îți place? Ce faci, domnul? Dar observați totuși că are chiloți care se lipesc de el. Adică... Înțelegeți la ce mă refer? Chiloții aia lui s-au bucat de pânză ceva, dar... Normal că stă așa... Să chiloți gravitaționali. Hai, hai încoace. Vino încoace. E bine că a intrat încoace ca să poți să iei foc. A, ce tare! Pot să-i dau foc dacă îl împing eu în asta. Totuși, vedeți că ideea mea a fost mai bună cu shelter-ul, pentru că, uite, scările astea le ai. Dar nu poți să vezi ca lumea, da? Uite, pe shelter dacă mă dau. Pe shelter dacă mă dau în sus aici. Pot să văd exact tot ce se întâmplă. Pot să-i văd și ratații ăștia. Cum se chinuie să mă lovească prin zid. Și treci pe ăla când stă acolo. Cred că o să-i pun un foc exact sub el și mergem și îl gătim la grătar. Ce părere aveți? Eu zic că e o idee foarte bună. Hai încoace. Nu încoace. Bun, hai să mâncăm un snack. Vedeți, am făcut grătar din frații voștri. Nu, chiar nu vă sperie? Uite și tu. Se pare că nu. Gata. Te-ai dus. Te-ai dus, femeie. Oh, shit. Credeam că am medicine, dar văd că nu am. Trebuie să am mare grijă acum. Mare grijă că n-am medicine și nu am cu ce să-mi dau viață. Nu știu, viața ți se regenerează oare? Mă gândesc. Mi-e frică că intră prin pereți iar, știi? Asta e faza. Mai fac un foc acolo, just in case. Ia să ne urcăm noi pe scara noastră improvizată să vedem care e pe aici. Uite-l, uite-l, uite-l cum a intrat pe acolo. Prin geam intră. Și frate, prin geam intră. Și acum a ieșit? Cred că da. Faza e că dacă mai dau o bucată, sunt mort, știi? Și de asta mi-e un pic frică acum să mă mai apropii de ei. E unul acolo și unul în partea cealaltă. Uite, l-a dă cu spatele. A? Hai încoace, mă. Oh, unde ești, mă? Ce, crezi că poți să-l salvezi pe prietenul tău? Nu poți, n-ai ce să-i faci. Asta are și ceva în mână, un fel de... Un fel de... Vedeți? Să-i documentăm. Fire pit. Punem acolo și îl facem la grătar pe ăsta. Pleci și tu acasă la tine, că vreau să-l fac pe ăsta, fratul, la grătar. Ia să-i dau eu un save până una alta. În caz că mor
Știi? Că na. E o posibilitate. A, nu. L-a scos pe ăsta. L-a scos când am dat save. What the fuck? De aiure. Măcar ceilalți cred că au dispărut. Deși aud. Ești mort? Ești mort. Oh, shit. N-au dispărut. Ok, să ținem minte. Când dai save, îți băguiești ăla.